muzeu Art Nouveau din România, inaugurat la Oradea. Construită între 1909 și 1910 în stil secession vienez, după un proiect al arhitecților Laszlo Vago și Jože Vago, Casa Darvas la Roș din Oradea a fost reabilitată și transformată în muzeu Art Nouveau. Joia a avut loc ceremonia de inaugurare. Muzeul orașului Oradea, complex cultural, deschide azi porțile Casei Darvas la Roș pentru a admira toți vizitatorii și toți orădenii un interior de Belle Époque, o expoziție permanentă de atitudine de epocă. Ne bucurăm că acest muzeu s-a deschis în Oradea, mai ales că Oradea este pe lista orașelor Art Nouveau din Europa. Cred că este un câștig pentru orașul nostru, pentru că atât locuitorii orașului Oradea, cât și turiștii care vor veni să viziteze orașul nostru, vor vizita această minunată clădire care a fost transformată dintr-o casă de locuit, un sediu de instituție, într-un veritabil muzeu care aduce un plus valoare orașului nostru. Sunt recunoscătoare conducerii acestui muzeu pentru că au avut încredere să vin cu o colecție de obiect vechi, obiect din perioadă, tot ce este expus este autentic. Să arătăm publicului orădean selecția noastră de parfumuri istorice, din care fac parte parfumuri precum parfumul Reginei Maria, parfumul lui Napoleon Bonaparte, parfumul creat pentru Grace Kelly cu ocazia căsătoriei în 1955. Prezentă la inaugurare, moștenitoarea familiei care a deținut casa, Judith Simon, s-a arătat impresionată de felul în care a fost amenajat muzeul. Ceea ce văd acum este peste așteptările mele. Știam că se va face un muzeu normal, știam că se va face un lucru foarte bun, dar ceea ce văd aici este absolut peste așteptări. Muzeul Art Nouveau este deschis publicului până pe 31 octombrie, de marți până duminică, între orele 10 și 18.